Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Estrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom discuta despre o altă confruntare a cărților, partea a doua, între istoria secretă de Donatar și Dacă am fi ticăloși de Emel Rio. Problema este că nu găsesc cartea Dacă am fi ticăloși. Nu știu unde este. Am dus-o la țară, dacă da, de ce? De ce n-am păstrat-o? Nu pot să-mi dau seama. Nu o găsesc. Și nu mi s-a întâmplat foarte des să nu-mi găsesc cărțile în bibliotecă. Poate este pe undeva și nu o văd eu, s-o ascunde de mine pentru că urmează să o disec. Nu știu ce se întâmplă, cert este că o să le pun undeva pe ecran și sper să nu mă încurc. Deci, istoria secretă va fi aici și Dacă am fi ticăloși va fi aici. Și voi arăta când la una, când la alta, în funcție de lucrurile despre care vom discuta. Așadar, ce înseamnă acest nou concept, confruntarea cărților? Este vorba despre două cărți care au subiecte asemănătoare sau fac parte din subgenuri literare asemănătoare, ceva acolo care m-a făcut să mă gândesc la una atunci când am citit-o pe cealaltă. Mi-a atras atenția din acest punct de vedere, să spunem. Și bineînțeles că această confruntare dintre istoria secretă și Dacă am fi ticăloși n-avea cum să nu se întâmple, pentru că majoritatea oamenilor care citesc Dacă am fi ticăloși acum se gândesc instant la istoria secretă. Dacă am fi ticăloși a făcut parte și din clubul nostru de carte al membrilor, am discutat despre ea, am disecat-o și acolo și am menționat fix același lucru. Faptul că este foarte asemănătoare din multe puncte de vedere cu istoria secretă, vi le voi spune pe toate. Începem întâi și întâi cu elefantul din cameră. Cu faptul că ambele cărți sunt Dark Academia. Și haideți să discutăm un pic despre ce înseamnă Dark Academia, în cazul în care poate nu sunteți la curent. Este o estetică, o subcultură care se bazează pe educația superioară, arte și literatură, dar în special pe o viziune idealistică a acestora. Această estetică presupune o educație tradițională, o uniformă specifică de școală, activități precum literatura sau învățarea unei limbi străine vechi, clasice, sau poezie, teatru, teatru antic, de ce nu, și așa mai departe. În general, în cărțile de acest gen, descoperim și o clădire care are o arhitectură gotică. Acest termen a fost popularizat de tineri începând cu anul 2010, așadar este relativ nou. Ceea ce nu înseamnă că nu poate fi transpus și în cazul cărții Istoria Secretă, care a fost publicată în 1992, atunci când termenul încă nu fusese inventat. Vom discuta despre câteva lucruri generale legate de fiecare carte în parte. Istoria Secretă a fost romanul de debut al autoarei Donna Tartt. Acțiunea romanului are loc la Universitatea Hampton în Vermont, Statele Unite ale Americii. Această poveste, pe de-o parte ficțiune literară, pe de-o parte roman detectivistic, este narată de Richard Pepin, unul dintre studenții atât de speciali ai universității care studiau greaca veche. Persoanele din acest grup erau elitiste, arogante și complet neprietenoase cu oamenii din afară. Apropo, numele inițial al acestui roman a fost The God of Illusions, zeul sau Dumnezeul iluziilor, nu știu, probabil ceva cu trimitere la greaca veche, însă a fost schimbat pe parcurs. N-am făcut nici acum portret de autor Donna Tartt, pentru că sunt foarte, dar foarte puține informații despre ea și chiar nu știu cum ar fi un portret de autor în care să vorbesc 2 minute despre autor și restul despre cărți. Ar fi destul de plictisitor din punctul meu de vedere. Ok, mergem mai departe la Dacă am fi ticăloși, tot un roman Dark Academia, publicat în 2017 și de asemenea un roman de debut. Acțiunea este povestită de Oliver Marx, un alt student care reușește să facă parte dintr-un grup elitist, fiind vorba despre studenții anului 4 ai unei universități de actorie, de teatru.
Acțiunea romanului începe în 2007, atunci când Oliver iese din închisoare, în urma unui eveniment care s-a petrecut cu 10 ani mai devreme, așadar în 1997. Iată așadar și legătura dintre anii 90 din Istoria Secretă și anii 90 din Dacă am fi ticăloși. Și aici avem un grup elitist cu un narator din exterior care este aproape un martor la ceea ce se întâmplă, cel care nu este niciodată parcă 100% primit în familie. Am avut aceeași impresie și despre Oliver din Dacă am fi ticăloși și despre Richard din Istoria Secretă. Acum haideți să trecem la asemănările dintre aceste două cărți, care sunt foarte multe. Așa cum am spus, sunt două romane de debut. Universitatea din Istoria Secretă a fost inspirată din colegiul Bennington, acolo unde a studiat Donatart. Același lucru probabil s-a întâmplat și cu Emel Rio, pentru că și ea este actriță. Prima asemănare și din punctul meu de vedere cea mai mare este compoziția grupurilor. Avem așa, în ambele cazuri, un grup elitist, un narator din exterior, care, așa cum am zis, este aproape un martor, deși oficial face parte din acest grup, însă care se simte mereu exclus, aproape ca un impostor. În Istoria Secretă, grupul este format din 6 oameni, în Dacă am fi ticăloși, din 7 oameni. Până și numele lor cumva este asemănător, pentru că există un Richard în ambele cărți. Un prenume și un personaj destul de important. Poate că Emel Rio a încercat să-i aducă un tribut Donei Tartt și de-aia a folosit același prenume, inversând totuși rolurile, pentru că în timp ce în Istoria Secretă Richard era un personaj pozitiv, mă rog, în Dacă am fi ticăloși, Richard era un personaj negativ. Așa cum probabil ați observat și voi în cazul în care ați citit ambele cărți, fiecare personaj dintr-o carte are un corespondent în cealaltă. După cum urmează, prima dată și cel mai important și cel mai vizibil, Richard Oliver. Personaje principale, privite un pic cu superioritate, pentru că proveneau din familii modeste. Al doilea corespondent este Harry cu Richard. Cei mai populari, talentați și apreciați studenți, dar și cei care au o altă fațadă, una întunecată, pe care o scot la suprafață într-un mod violent. Bineînțeles că avem și corespondentul Camilla Meredith. Fata populară, extrem de frumoasă, pe care o vor toți, cea care reușește mereu să atragă atenția și care, de obicei, este implicată cu cel puțin doi băieți din grup. Nu voi continua cu toți, dar aș mai vrea să menționez o singură altă pereche foarte importantă și anume profesorilor. Mentorii care nu doar că îi formau profesional, ci îi și îngrijeau și apărau. Și anume Julian și Gwendolyn, profesorilor care erau totuși diferiți. Mergem la asemănarea cu numărul 2 și anume crima. În ambele grupuri nu este niciun fel de surpriză, unul dintre membrii lor este asasinat. Desigur, modul și motivul sunt factori diferiți. Totuși, desfășurarea acțiunilor ambelor cărți este aproape trasă la Xerox. Violența sau pretențiile victimelor. În cazul Istoriei Secrete, banii își șantaja așa numiții prieteni după ce a aflat că au făcut un lucru înfiorător. În cazul lui Richard din Dacă am fi ticăloși, el era cel oribil. Fiind supărat din cauza unui anumit rol pe care nu-l primise și anume cel principal, așa cum fusese mereu obișnuit. Ambii s-au purtat oribil cu ceilalți membri ai grupului, chiar dacă nici aceștia nu erau ușă de biserică. Ceea ce ne aduce, iată, la cea de-a treia asemănare și anume toate personajele sunt fucked up. În ambele cărți, studenții sunt rău. Fie că este vorba despre alcool, despre droguri, invidie, lipsă de atenție sau de afecțiune, niciunul dintre toți de aici nu este mai braz. Fiecare dintre ei are probleme psihice serioase, adevărat și faptul că unii mai mult decât alții.
Și dacă ați citit Istoria Secretă, știți deja la ce mă refer. Tot aici aș vrea să introduc ca asemănare și consumul de substanțe interzise, valabil în ambele cazuri. Ajungem la asemănarea cu numărul 4 și anume relațiile dintre membrii grupului. Ulala, și aici avem de asemenea foarte multe asemănări. De asemenea, și aici avem multe asemănări. În primul rând o avem pe zâna grupului, ca să spun așa, pick me girl, cred că erau amândouă. Fata de care mai mulți dintre bărbații grupului erau interesați. Dar avem și relația gay, pentru că în ambele cărți avem și o astfel de legătură, dar bineînțeles că nu pot spune mai multe acum pentru că nu vreau să dau spoilere. Ajungem și la ultima asemănare de pe lista noastră și anume studiile. Ambele grupuri studiază ceva foarte nișat. În timp ce în Istoria Secretă se studiază greaca veche, în Dacă am fi ticăloși se studiază Shakespeare și doar Shakespeare, dând oarecum impresia că ei sunt superiori, că sunt mai buni decât ceilalți, că au ceva în plus, ceva ce studenții de rând nu au. Poate cumva și această poziție i-a făcut să aibă impresia că au dreptul să trăiască diferit, că ei nu vor da socoteală în fața societății, ca toată lumea, că sunt speciali. Și acum ajungem la diferențe și prima dintre ele și cea mai importantă din punctul meu de vedere este legată de personajele feminine. În Dacă am fi ticăloși, din fericire, există mai multe personaje feminine, dar o problemă pe care o am cu ambele autoare este că nu s-au folosit mai mult de ele. În Dacă am fi ticăloși, într-adevăr, fetele au avut o mai mare importanță, pentru că în Istoria Secretă, Camila este folosită mai mult ca obiect sexual. Bine, și cu Meredith se întâmplă același lucru, doar că mai sunt și alte fete pe lângă ea, care să prezinte altceva. Așa cum am spus și mai devreme, o altă diferență constă în atitudinea profesorilor. Pentru că în Istoria Secretă, Julian era un profesor corect, just, un om bun, în timp ce Gwendolyn se folosea de slăbiciunile studenților în folosul spectacolului, ca să spun așa. N-aș putea să spun că în folosul ei personal. Ea avea interes, acest interes ca spectacolul să iasă bine. O situație pe care am regăsit-o și eu în timpul facultății. Și m-a afectat destul de mult situația asta. Am spus și la momentul în care v-am povestit despre carte, la ce am citit în ultima vreme, că a fost destul de greu să îmi reamintesc că și eu am trecut prin fix aceleași situații, profesorii care s-au folosit de cele mai mari slăbiciuni și intimități ale tale ca persoană să scoată din tine cei mai buni ca actriță. Este un proces poate necesar, poate nu. Ultima diferență de pe lista mea este finalul. În Dacă am fi ticăloși, Oliver este pedepsit pentru ceva, deși nu vreau să dau mai multe informații. De asemenea, în Dacă am fi ticăloși, există un final pseudo-deschis. Desigur, o diferență importantă este și dimensiunea cărții. Deși Istoria Secretă pare interminabilă, mie mi se pare că am citit-o mult mai repede decât Dacă am fi ticăloși. În concluzie, câștigătoarea, din punctul meu de vedere, este Istoria Secretă de Donna Tartt. Nu cred că era nicio surpriză pentru nimeni. În timp ce mi-a făcut plăcere să descoper o altă carte, Dark Academia, care are ca subiect principal această călătorie a studenției în domeniul teatrului, trebuie să recunosc că Donna Tartt a fost o maestră și mi-a plăcut la nebunie cartea. Bineînțeles că sunt tare curioasă să aflu dacă ați citit vreuna dintre cărți, dacă pe amândouă, dacă da, ce părere ați avut, ce alte asemănări ați descoperit voi sau ce alte deosebiri ați descoperit. Orice doriți să discutați cu mine despre acest subiect, vă aștept în comentarii. Ca de obicei, nu uitați că sunt foarte importante pentru mine. Veți găsi în descriere ambele cărți în cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, dar și link unde puteți deveni membru al canalului și unde puteți participa la Clubul de Carte Lunar. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine până la final. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Vă aștept în comunitatea noastră. Să aveți o zi super, super bună! Ne vedem data viitoare!